só aplicar-te. Nossa, não acaba-se que me... Deixa que eu compreendo essa. Gente, podem fechar, dá? Bună ziua și bine v-am găsit la proful, nu încă exerciții de matematică. Nu uităm să le spunem prietenilor noștri de fiecare dată, au șansa să vadă și volumele acestea, nu? Am spus-o și eu, o spunem și astăzi și pornim repede la treabă cu... Testul de autoevaluare. Test? De autoevaluare. De autoevaluare. Dacă 7 la x plus... Dacă... 7 la x plus 7 la x plus 1 este egal cu 2 la 3 ori 7 la 2016 2016 atunci numărul natural cu x este egal cu... x egal cu cine? Atenție! Cum te gândești la asta? Că exercițiul ia lui testul. Da. Scriu 7 ori x plus 7 x plus 7 la 1. Ori 7. Ori 7 la 1. Ori 7 la 1. Deci desfacem mai mult. Zicem 7 la x plus 7 la x ori 7 la 1. Egal cu 8. Egal cu 8. 2 la 3 care face 8. Ori 7 la 2016. Da. M-am gândit să scot pe 7 în factor comun. Așa. Deci vine 7 la x pe lângă, te rog. Pe lângă. 1. Plus 7. Ori cu 7 va fi? 8. Ori 8. Ori 8. Egal cu 8 ori 7 la puterea 2016. Fiți mai atent. Cu 8, 8 se anulează. Deci împărțim egalitatea prin 8. Da. Împărțim egalitatea asta prin 8. Și ea devine 7 la x. 7 la x. Egal cu 7 la puterea 2016. X la 2016. Care a fost aici dificultatea ta? Ce ți-a plăcut? Dificultatea cred că a fost aici. Ideea era să spui pe 7 la x plus 1, 7 la x sau 7 la 1 de ea. După care se fac un factor comun, și altfel spus 7 mele și cu un măr, fac 8 mele. Cu varianta care îmi zic poate. Mihai, la următorul. Dacă 2 plus 7 plus 10 plus 14. Dacă 2 plus 7 plus... Nu, plus 6, plus 6. Plus 6. Plus 10 plus 14. Plus așa mai departe plus 30. Este egal cu 2 ori x la a treia. Atunci x este... 2 ori x la a treia. Da? Trebuie să spunem dacă x este impar, pătrat perfect, par și diferit de 4, cub perfect. Deci trebuie să dăm răspuns, atunci da. X-ul este și după ce îl aflăm, răspundem. Vedem ce este. Vedem da. Ce este. Idei. Deci 2, 6, 10, 14, 30. Poți să facem sumul Gauss. Este sumul Gauss, oare? Da. Când ne dăm seama că e sumul Gauss? Când avem adunări. Nu, nu mai adunăm. Nu, o secundă. Când termenii care se adună trebuie să fie la aceeași distanță unul de altul. Adică, vezi? La 2, la 6, cu 4. La 6 la 10, tot 4. La 10 la 14, tot 4. Deci numai atunci e sumă Gauss. Numai atunci, atenție! Deci, notați-vă, termenii ce se adună, termenii ce se adună, trebuie să fie la aceeași... Trebuie să fie aceeași distanță, hai să zicem cuvinte, dar mai bine ar fi... Fiecare se obțin din cele față, adunând același lucru. Uitați, 6 se obține din 2, adună 4. Deci 6 egal cu 2 plus 4. 10 egal cu 6 plus 4. Deci fiecare termen se obține din cel din față, adunând același lucru. Atunci am de-a face cu o sumă Gauss. Pentru că dacă veți vedea așa, 1 plus 3 plus
5 plus 6 plus 9. Gata, nu mai se sumă Gauss. Pentru că între primii doi se păstrează distanța de, la, de cât de 2 și de ce e 1? Dincolo e 3. Ia iurea. Deci, dar ea nu, nu dacă vezi o adunare, gata, e sumă Gauss. Deci asta, observația, rețină tot, da, sumnează-o. Sumnează-o e foarte important. Acum, știind că avem de-a face cu o sumă Gauss, autorul ne indică totdeauna 2-3 termeni ca să ne atragă atenția prin vorba de o sumă Gauss. Dăm profesor? Da. Putem și să dăm pe doi factori comuni ca să nu mai avem doiuri din partea cealaltă. Adică dacă dăm doi factori... Deci are primii idei. 2, 6, 10, 14, 30 au pe doi ca factori comuni, nu? Și atunci zicem 2 pe lângă. 2 pe lângă 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus puncte puncte plus 15 este egal cu 2 ori, 2 ori x la 3. 2 ori și cu 2 ori se... Deci împărține egalitatea prin 2. Așa cum se vede. 2. Și ea devine 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 1 plus 3 plus 15 o să fie egal cu x la 3. Bun. Și atunci facem 15, sunt 15 termeni. Aba, deci 15 minus 1 părțit la 2. De ce trebuie să afle câți termeni sunt? Ca să facă suma la a, ne amintim că formula pentru suma Gauss este așa. Așa e că 5 deci, S egal cu primul termen A1 plus ultimul, primul plus ultimul, plus ultimul alienele, hai să zic așa, a indicia că este aliene, nu știu pe ce, al treilea, al șaptelea, primul plus ultimul, ori numărul lor, numărul lor. Și atunci, deci, o să suma 2. Ori numărul lor, și atunci mi-mă interesează numărul lor. 7. Sunt 7 numere. Ia să vedem. 15 minus 1 împărțit la 2, pentru că sunt din 2 în 2. Și capătul. A. Deci, numărul lor, acum notați-mă. Egal numărul lor. Egal cu? Din ultimul din 15. Scădem pe primul, pe 1. Împărțim la din cât în cât sare. Adică la rație se cheamă asta. Da? Împărțim la 2. Și adunăm pe 1, că se iau și capetele. Deci, și o să fie egal cu 15 minus 1, 14 împărțit la 2, egal cu 7. Plus 1, egal cu 8. Deci numărul de termeni nu e 15, ci este 8. O să facem 8 ori 16. Și atunci ies, ies Davide, va fi egal cu. Ies va fi. S, da? Suma. Nu, e suma. Numărul lor. La 7 e H sau plus 1? 7 plus 1. Pe plus 1, uiteți. Din, din 15, am scăzut pe ăsta, pe 1. Am împărțit la 2 rezultate și am ajunat 1. Capătul. Se adună 1, adică... A, am înțeles, am înțeles. 1, 2, 3. Sunt 3 termeni, da? Da. Și ajunge să fie 8 egal cu x la 3-a. Nu, nu, nu. Deci atunci se egal cu. Se egal cu. A 1, adică primul termen de sub. 1. 1. Plus. Plus. Ultimul? Anul. Adică cât e ultimul? 15? Împărțit la 2. Făcut la paranteză? Da, da. Împărțit cu cât sunt ei? 8. Ori 8. Împărțit la 2. Împărțit la 2. Și egal cu? 2 sunt ei. Cum? 2 cu 8 se simplifică și face 4. Și face 16. Ori 4. Ori 4. Ori 4. Ori 4. Ori 4. 16 ori 4. Și din cât din 16 ori 4? 64. Deci suma e 64. Și acum mă întorc la relații. Toată asta adunată este 64. Și am seama. 64
egal cu x la 3-a. Cine este x? La 3-a? 4 la 3-a, cred că este bine. 4 la 2-a. Dar scriu cu 64. Da? Deci e 4 la 3-a, corect, echivalent. Mă spune că 4 la 3-a egal cu x la 3-a. Și fiindcă exponențe sunt egală, trebuie să spune că x egal cu 4. Adică e 4. X-ul este 4. Și întrebările sunt acum. Ce este asta? Ce este? Este impar? Nu. Nu. Deci la întrebare este impar? Nu. Nu. Este pătrat perfect? Da. 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 E 2 la 2. Da? Este par și diferit de 4? Nu. Nu. Este cub perfect? Nu. Nu. Nu e cineva la este pătrat? Pătrat perfect. Da. Dar am observat că un pic... nu ce căuteți să avem? Da. Nu știți că am fost subiect. Hai să vă vedem. Te rog să spui cât faci așa. 1 plus 5 plus 9 plus și așa mai departe 45 plus puncte, puncte plus 45 egal cu? Egal cu. Facem singuri? Sau vă puteți nevoțiare? Facem împreună de data asta. Dar mai trebuie să constatăm dacă suntem într-o sumă Gauss. Da, corect. Suntem? Da. Suntem 1 plus 5, de la 1 la 5. Pentru că terminul se schimbă 4 în 4. Trebuie să știți că și ăsta este un termen al sumei. Exact. Și 4 și 5 o controlați. Deci 4 și 5 ar trebui să fie verificat. Eu nu pot să dau la întâmplare un număr aici. Mă înțelegeți? Adică vreau să spun că 1, 5, 9 și până acolo un număr aiurea. Ci este urmarea unui raționament al, pe care l-am făcut. Dacă vreți, eu mă apropii foarte bine, trebuie să fie în față cine? 41. Apoi în față, nu știu ce, și găsând. Când mă închid, trebuie să dau peste 9. Corect, că altfel n-ați dat. Atunci nu e treaba bună. Da. Știți cum am făcut eu? Mi-am luat în mintea mea așa. 4 ori ceva. Plus 1. Și când acel ceva este 0, 4 ori 0, 0, 1. Primul. Când mă 4 ori, 1, 4 și 1, 5. 4 ori 2, 8 și 1, 9. Și 4 ori 11, 44 și 45. Deci eu mi-am formulat bine problema. Că altfel, dacă vedeți niște numere șiruite, care, mă rog, despre care nu sunteți siguri că sunt legate așa frumos din 4 în 4, din 2 în 2, din 3 în 3, nu puteți să le aduceți. Că nu e o sumă cauză. Sigur că autorul, e treaba lui cum îl închide pe ăsta, dar eu am vrut să vă și arăt acum cum se închide, care este logica. Da? Și acum, cum am și văzut, care este ideea? Cum facem 45 minus 1? Deci ne interesează numărul lor. Deci numărul lor. Egal cu 45 minus 1 împărțit la 2 în paranteză. Împărțit la? Da. La 4. La 4, că din 4 în 4 face. Plus 1. Plus 1. Și egal cu? Și este egal cu 44 împărțit la 4, 12. 44 împărțit la 4, 11. Da, și 1, 12. Și 4, asta nu înțeleg. Deci știu că sunt termeni sunt. 12. Și atunci suma va fi egal cu? Spune, egal cu primul plus ultimul. Primul plus ultimul. Adică 40. 1 plus 45. 1 plus 45 împărțit la 2. La 4. Deci 1 plus 45. Ori cât sunt ei? Ori 12. Așa. Împărțit la 4. La 2. La 2. Totdeauna numai la 2. Gauss așa a luat, primul plus ultimul și s-a întrebat câte perechi este de astea face. Jumătate din numai. Da. Deci, ție nu ți-e clar de ce împart la 2. Exact, exact. Deci, ca să fac suma asta... Da, pentru două numele adunate. Am adunat că primul plus ultimul mi-a lucrat lucrurile și astea s-au mișurat. Da? La jumătate, în numărul lor.
Deci am numărul 12 și împart la 2. Da? Deci ce fac 6? Că sunt 6 echipe de astea. Deci sunt și 12, ori 12 supra 2, simplifică, și egal cu 46 ori 6, și mă rog, îmi dă răspunsul respectiv. Insist încă o dată. Pentru tare și pentru lucru. Dar deci pe toți prietenii noștri. Ori de câte ori aveți o medicină care trebuie să calcați o sumă, nu spune gata și sumă gauză. Trebuie să vă asigurați că sunteți în situația aceea de a face o sumă gauză. 1. 2. Când ați decis că e sumă gauză, trebuie să vedeți din cât în cât care se termină aceea. Că așa aflați numărul oricum. Din ultimul scădeți pe primul, împărțiți la cine împărțim? La exact rație se cheamă asta. Pentru că cât crește, împărțim la rație și adunăm unul. Și cu asta am făcut suc. Sper să fiți înțeles. Sper să mă urmă noi. Dacă 3 la 8 minus 3 la 6. Deci dacă 3 la 8 minus 3 la 6 egal cu x la 3. 3 la 6 egal cu x la 3. Atunci x este egal cu ca mai mic, ca mai mare. Deci x cine este? Păi x la 3 o să fie egal cu 3. Dar vreau idei și cum lucrăm aici. Păi da, dacă am 3 la 8 minus 3 la 6 și nu este împărțire, este scădere. Așa. Cum ați vrea să facem? Păi poți să scrii pe 3 la 8 dacă 3 la 6 plus 2. 3 la 8 dacă 3 la 6 3 la 6 ori 3 la 2. Deci echivalentul transcriem. 3 la a 6 plus 2 plus 2 minus 3 la 6 este egal cu x la 3. Echivalentul. 3 la 6 ori 3 la 2 minus 3 la 6 este egal cu x la 3. O să-l caut pe 3 la 6 în factor comun. De acord, dar dar nu trebuie să fie altul de la mine. Dacă eu sunt școli din vital, nu-mi place. Vreau să înțelege greșițiu. De ce rost are să mă lipsi tapă dacă tu ai înțeles ce s-a făcut? Du-ți-mă pe ghețelul tău. Da? Haide să lăsăm să vorbească el, că nu-mi place așa atitudinea ta. O scot pe 3 la 6 în vatul. Da? Deci tu o scoate pe 3 la 6 și echivalent cu 3 la 6 pe lângă. De... Unul, dar dacă mai are pe cineva, lângă el schimbă ăla, spunem. Deci pe lângă cine? 3 la 2. 3 la 2. Minus? Minus 1. Minus 1, corect. Egal cu x la 3. Echivalent vorbește, ai cum 3 la 6 ori 7. De ce ori 7? Nu, ori 8, ori 8, ori 8. Ori 8. Egal cu x la 3. Echivalent cu... Dania, ce ajutor ne dai? Poți să scriu... Hai să visăm. Ce bine ar fi ca așa ai să fii ceva la treia. Păi da, poți să scriu pe 8, ca fiind 3, ca fiind 3 la... A doua. Nu, 3 la a doua. 3 la a doua, 2 la a treia. Ți-i plăcea 3 la a doua? Dar de ce să spui? Sigur că îți plăcea că a scos o pe la aici, dar nu merge. 3 la 2 împărțit la 3 la 3. 3 la 2, împărțit la 3 la 3, ce-i cu asta? 8. 3 la 2? Ar da 3 la 1. 3 la 2 împărțit la 3 la 1. Stai că trebuie să urmezi. Ce îți dă 3 la 2 împărțit la 3 la 1? 3 la 1. Dă 8? Ce ai gândit tu ca să mă potrivi de tine? Nu-ți dă 8. Am revenit și am spus împreună că în loc de 8 o să zicem 2 la 3. Deci o să zicem așa. 3 la 6 ori 2 la 3 egal cu x la 3. Și visăm în continuare ce bine ar fi ca și ăsta să fie ceva la a doua. Dacă ăsta ar fi ceva la a treia, la a doua.
Păi pot să scriu 3 la 3 plus 3. 3 la 3 plus 3. 3 la 3. 3 la 3, ori 3 la 3, ori 2 la 3, și o să am toți exponenții egali. Și atunci pot să scriu. Da, dar vrei să spui așa, pentru că e 9 la, e 3 la 2, totul la 3. Deci, 3, 6 ăsta, e 2 la 3. Da. Și în loc de 3 la 6, pot să scriu 3 la 2, totul la 3. Dar ai zis și tu, și în varianta ta, că tu spune așa, 3 la a 3, ori 3 la a 3, ori 2 la a 3, egal cu x la a 3, vezi cum mâna ta, Daria. Că este 3 la a 3, ori 3 la a 3, și 3 la a 6. 3 ori 3, pentru că putem să ambele exponenții egal, putem să scriem. Fiind vorba de produs. Da, avem exponenții. Deci, puteți zice totul, mulțiți ăștia 3, totul la a 3. Și să scriem 3 ori 3 ori 2, adică 18. Echivalent cu 3 ori 3 ori 2, totul la a 3, egal cu x la a 3. Este bine? Și cât faci aici? 3 ori 3 ori 18 la 3. 18 la 3. E cam cu x la 3. De unde vezi că? X egal cu 18. X egal cu 18. Trebuie să mă întorc înapoi să vedem cu atenție. Ghiștul ăsta a fost foarte interesant, Daria. Ce? Spune-mi tu, Daria, unde au fost momentele importante ale ghiștului? Momentele importante ale exercițiului au fost, de exemplu, atunci când a trebuit să scriem, când nu trebuia să facem scăderea 3 la 8, nu 3 la 6, și scriem. Deci nu aveam cu putere, nu puteam să scădem aici. Deci trebuia neapărat să am aceeași bază sau același exponent, să scoatem factorul comun, și a fost bună ideea. Prima idee asta a fost. Scoaterea în factor comun. La 3 la 6. Cred că aici este momentul cel mai tare. Da, da. Că pe loc am scris ca 2 la 3, așa că am făcut. Pentru că aici am visat. A fost momentul când am zis ce bine ar fi să fie ceva la 3 din toate chestia asta. Să egal cu x la 3. Și atunci am zis, da. Deci am visat până aici. Până la momentul ăsta. Și de aceea am muncit. Tu ai refuzat pe 8-ul ăsta să-l vezi, că nu-ți plăcea. Tu îți vrei totul 3 la. Dar de ce vrei un 3 la? Oare de ce credeți? Tu, Davide, de ce crezi că vrea ea neapărat 3 la pe 8 să scrie? Pentru că vrea să o creeze. Deci, la momentul acela, având aceeași bază, o fi bază și atunci exponenții și mă descurc, dar n-avea cum pe 8, nu o putem scrie, decât 2 la 3, atât, nu cu baza 3. Și atunci, las 2 la 3 și mă îndrept cu furii spre 3 la 6 să-l aranjez ca ceva la 3. Și 3 la 6 înseamnă 3 la 3 ori 3 la 3. Sau 3 la 2, totul la 3. Și de acum putem spune, fiind exponentul 3 și având produs conform proprietății, scrim astea mulțite totul la 3, care ca un produs sau putere înseamnă chiar la cea putere fiecare în parte. Și suntem fericiți din clipa asta. Că avem 18 la 3, egal cu x la 3, exponenția e egală, baza trebuie să fie egală. Da? Davide, hai să pui întrebări. Nu-mi place că dacă aștept să ghicesc eu, dacă tu înțelegi sau nu, e dificil pentru mine. De ce spui? Am înțeles aici. Vă rog frumos, nu mi-e clar aici. Așa vreau. Reacția de asta. Mergem mai departe. 324 împărțit la 5 la x. 324 împărțit la 5 la x. Egal cu 2 ori 3 la a 2, totul la a 2. 2 ori 3. La a 2. 3 la 2, ar mai stai la 2. Da, totul la 2. Cine este X? Da. Echivalent? Ia să vedem. Este 24. Ce? Da. 5 la x este egal cu, fac paranteză, tot. 324 împărțit
18 la 5 la este egal cu 18 la 2 care va da 324. 18? De unde ai tu 9? 18 la 2 e 324. 18 nu cred că e 324. Da. Așa e sigur? Da. Ai învățat asta. Da? Deci 324. Și vom împărți 5 la 5x. 5 la x. 5 la x va fi egal cu 324 împărțit la 324. Sigur. Deci 5 la x egal cu 324 împărțit la 324 egal cu 1. Deci avem relația 5 la x egal cu 1. E unde x egal cu cine? 1. 1. 5 la 1? Se egal cu 0. X egal cu 0, sigur. Da? Da? E rezultat că x egal cu 0. Atenție! Da. Dacă ar fost 5 la x egal cu 5, atunci x egal cu 0. Da, nu este rezultatul 1 în 0 aici. Era deci, notele S și era 1. Rezultatul este 1. Dacă rezultatul este 1... Adică nu este 1, dar nu este 0. E greșit. Da. Copilul ce să aleagă dacă nu este 0? Deci, din variante, da, nu are variante X egal cu 0. O facem noi? Stai o secundă. Numai dacă... ce variante are acolo? 1, 2, 3, 8, 18. 8 a fost folosit, 18 a fost folosit, 2 a fost folosit, dar mai mare 1 și 3. 1 și 3. 1, ca să facă 1, ar fi trebuit la împărțirea asta să fac 5. Dacă punem în mierea aici x minus 1. Nu e. Dacă x minus 1, atunci x egal cu 1 ar veni, 1 minus 1. Eu modific atâtea rezultate. Sigur că da. Sigur că da. Păi da, nu, că acum dispun 0. Da. Deci el a fost așa lăsat, cu x egal cu 0. Mergem mai departe. Aflați formul natural n pentru care 2 la n n, așa încât 2 la n ori 5 la n minus 1 2 la n ori 5 la n minus 1 egal cu 2000. Asta e la punctul A. Și la punctul B, calculați restul împărțirii numărului 2 plus 2 la n plus, cred că trebuie să-l facem pe primul, cu nuțit de-a doi. Deci 2. 2 plus 2 la n plus 2 la n plus 1 la 3. 2 la n plus 1. Da. Deci calculează restul împărțirii numărului ăsta la 3. Pentru orice număr natural. Împărțit la 3. Rezultă restul egal cu 5. Nu așa? Da. Pentru orice număr natural e. Așa. Da. Punctul B. Ce rezolvă ține? Când... Dar nu are nicio legătură cu B. Nu, trebuie să facem în 2. Așa. Păi au reușit. O să fie 2 la n ori 5 la n împărțit la... 5 scădere provine de la împărțire, da? Împărțit la 5. Deci echivalent la ambele zi. Zi tu la 2 la n. 2 la n ori 5 la n minus 5 la 1. Este egal. Nu minus 5 la 1. Împărțit. Dacă îți fii împărțit, împărțit la 5 la 1. Este egal cu 2000. M-aș gândi să-mi fac 2000 la 5. Sigur că da, ca să scape împărțire, da? Da. Și dacă e 2 la 1 și 5 la 1, cum ai poți să zici aici? Pot să spun 2 ori 5 totul la 1. Corect. E 2 ori 5 totul la 1, adică 10. 2 ori 5. Da, 10 la 1. Egal cu 4. 4.000. Da. 4.000, da. 400. Îl împărțim pe 400 la... atunci... 10 la cută de 400. Doamne, dar era un metodă mai ușoară. Bine, hai să facem bine asta și facem pe niște. Stai să vedem de ce ai tu un metod de ușoară. Pentru că eu am scris, deci... 2 la n ori 5 la n împărțit la 5 este egal cu 2000 și atunci am zis 10 la n este egal cu... și am înmulțit pe 2000 cu 5, fiind împărțit la 4. Mai vezi, mai Davide. Deci,
faptul că e împărțit, face 2000. Aici 10 la n egal cu 2000 ori 5. Cum poți să faci 5? Da. Da? Deci 2000, nu cumva am greșit și la există anterior? Cred că și aici am greșit. Ia să vedem. Nu, nu acolo a fost bine. Nu, acolo nu m-a fost bine. Că 324 împărțat 5 la inserioare 324 înseamnă împărțitorul, egal cu de împărțit, împărțit la, la cât? E bine așa. Aici, aici însă e greșeală. Nu știu dacă îți dai seama. Deci cum trebuia 10? 10 la 1 e egal cu 2000 ori 5. Adică... N-ai înțeles. Da, înțeles. Păi de ce mi-ai dat să mă lăsa să scriu? Și tu mi-ai ieșit din tac asta. Ai pus să vezi dacă sunt atent. Da? Deci cât este? 2000 ori 5. Adică 10 la mână egal cu și totdearea, nu trebuie să spui că este o altă metodă. Trebuie să spui foarte dur. S-a greșit. Nu e posibil așa ceva. Nu e o altă metodă, ci este intervin că e o greșeală. Din chestia asta nu împărțim, ci trebuie mulțit cu 5. Împărți 10 la cu 10 la 4. Da, deci asta trebuie să spui. Când împărți la și la 1 egal cu, nu rezultă așa ceva. Acum, da. Și face 5 ori 2, 10. Adică cât face aici? 2000 ori 5? 2010.000 și era să egal cu 4. Și atunci 10 la nu e egal cu 10 la 4. Și nu e egal cu 4. Da? Nu e egal cu 4. Ia să vedem și aici. Calculați restul împărțirii numărului la 3. Ia să vedem cum vedem acolo. Dar nu e același? Da, dar nu e același. Nu, nu știu. Dacă nu era același, nu aveam și eu. Dacă nu era același, dar eu cred că e același. Nu, nu. Apoi să gândesc că se leagă din primul, vedeți? Nu, copii, eu rezolvam ca și cum n-ar fi aur. Păi și la fel. Punctual? Păi nu. Ia-ți vezi cum spune, spune așa. Să se găsească restul împărțirii, indiferent ce ne punem. Da. Pentru orice număr, număr natural e. Adică și când pune și 1, și 2, și 7, și 9, și 99, și 3. Citim asta. Că citim asta și lucrăm așa, ca să știm. Da. Deci, Dania, când spune să se arată, să găsească restul împărțirii, indiferent ce ne punem, concret, hai să punem noi egal cu 0. Ce devine aici? Ca să analizăm câteva cazuri și vă dați seama. 2 plus 1 plus 2. Dar nu vreți să-l facem? Deci pentru noi egal cu 0. Deci să analizăm cazuri. Pentru noi egal cu 0 să fie 2 plus 1 plus 2 plus 0. Pentru noi egal cu 0. Și nu se poate. Rezultă. Că avem 2. Plus 1. 2 la 0 face 1. Plus 2. 2 care face cât în total? Face 4 și 1, 5. 5 împărțit la 3. Rezultă cât un egal cu 1 și restul este 2. Restul e 2, nu? Da, bine. Dacă de 5 împărțit la 3, restul nu e 2? Ba da. Hai să vedem. Pentru nu e egal cu 1, Daria, pentru noi egal cu 1, ce zici? Ce avem? Pentru noi egal cu 1, să avem 2 plus 2 plus 8. Plus 8. Deci 8. Pentru noi egal cu 1, nu știu cum, 2. De la 2, 4. 2 plus 4. Care face? E egal cu 8. 8 împărțit la 3, o să fie egal cu 2 plus 2. Vedeți? Restul pare să fie același tot timpul. 2. Pare să fie restul tot timpul. Și mai luăm unul, să vedem. Deocamdată observații. Observații, corect. Ia să luăm. Hai să mai luăm. Haideți să luăm 5, nu? Dacă n egal cu 5, o să avem 2 plus 32 plus 32, da? 64 plus 64. Și o să fie egal cu 98. Da. Și 98 împărțit la 3 este egal cu
3. 32. Rest 2. Câtul-i 32 și restul 2. Foarte tare. Începem să simțim că restul va fi 2, indiferent. Indiferent ce ne vom pune. Acum problema începe să aibă sens. Corect. Dacă punem 900. 600, tot așa, restul va fi tot 2. Deci, se pare că, așa cum am tatonat noi cu 0, 1, 2, și așa se pare că restul rămâne tot timpul același. Indiferent ce vom pune. Ia să vedem cum arată. Ai ideea, cum arătăm chestia asta. Arătăm fix ce am făcut noi. Păi da, lucrăm, nu așa pe exemplu, lucrăm exercițiile. Nu, modelul particular ne-a ajutat să înțelegem exercițiul. Situațiile particulare. Dar acum trebuie să arătăm că indiferent ce, adică păstrăm pe noi, lucrăm la expresia asta. La expresia respectivă putem să dăm pe 2 în factor comun, în paranteză. Deci 2, da. Și o să fie 2 pe lângă... Stop, dar ia, să ne facem rând de lucru. Faptul că la împărțire este 2, înseamnă că numărul ăsta se va scrie de fiecare dată 3 înmulțit cu ceva, plus 2. Deci, din teorema împărțirii cu rest. Numărul ăsta, 2, plus 2 la n, plus 2 la n, plus 1, visez și eu să fie scris ca fiind 3 ori k. Fa? 3 ori k, 3 înmulțit. Deci 3, pentru că se împarte la 3 și... Sigur că da. Cât ori? 3 ori ceva, plus 2. Dacă eu reușesc să-l văd așa, sunt cel mai fericit. Multiplu de 3 plus 2. Deci numărul ăsta tot, așa ați văzut că s-a spus da. Fiecare dată. Da, da, da. 3 ori, nu știu cât. 3 ori 5, 3 ori... 3 ori 5, 3 ori 3, 32 și da. Plus restul 2. Deci e clar că așa trebuie să gândesc. Da. 3 mulți cu ceva plus 2. Hai, Daria, trebuie să mă ajuți. Trebuie să ne dăm o idee. Scoate rândul 2 în factor nu, nu e în avantajul meu. Păi putem să tăiem pe 2 din factor, să scădem 1 din amprimembrii, pentru ca să nu mai ajungi un 2. Adică plus 2 ăla. Ah. Adică să lăsăm pe 2 separat, că la nu există membru celălalt. Bun. Dar eu spuneam, plec de la membrul ăsta, muncesc cu gândul să ajung 3 ori ceva. Să ajungem acolo. Să ajung acolo. Că nu știu, acolo, ăsta e visul meu, dar nu știu dacă reușesc. Muncesc pentru asta. Și de aceea, fiindcă am nevoie doi ăsta să nu mă agăs de el, nu mă agăs. Și zic, 2 plus, 2 la M plus, 2 la M plus 1. Și mă întreb privirea doar aici, la ăsta, că ăsta îmi place să rămâne, va fi restul. Și acum? Și egal cu 2 plus. Ce se fac acolo? Păi, scriu. 2 la n, vă dau un plus 2 la... Plus 2, să-l luăm ușor, deci 2 la n, plus 2 la puterea n, ori 2 la 1. Da? Da. Și egal cu 2 plus... Și este egal cu 2 plus... La n, da, bine, dăm pe 2 la n un factor comun din ăsta 2. Da. Și vine că 2 la n pe lângă, că o să mă trebuie și 2 la n pe lângă 1. Așa. Plus 1. Ei, asta nu mai spune. Dacă ai factor, David, dacă ai factor 1 ori cineva, ce e acolo, faci numărul respectiv. Deci da. 1 plus? 2. Plus 2. Și egal cu 2 plus 2 la n ori 1 și cu 2? 3. Deci iată, este scris 3 ori ceva, ori 2 la n plus 2. Ce fericit sunt. L-am scris pe numărul care l-am avut de la bun început de asta, ca fiind 3 ori ceva, plus 2. Și asta înseamnă că totdeauna restul este, restul împărțirea la 3, va fi totdeauna 2. Deci de aici rezultă că 2 plus 2 la n plus 2 la n plus 1 împărțit la 3, deci împărțit la 3, rezultă restul egal cu 2. Totdeauna restul 2. Că am reușit performanța asta. Deci am reușit performanța. Deci, asta vreau să vă spun. Vedeți, eu când am trimit echi și cine a spus, stai, că e ce vrea să spun. Eu nu am părțit cu restul.
Trebuie împărțire cu rest. Spune așa, de împărțitul. Egal cu împărțitul. Oricâtul pus restul 2. Și indiferent ce mână. Și atunci am spus, băi, 2, îi las de-o parte pe cine. Pentru că am observat în cele particulare că e 2. Sigur că da. Deci situațiile particulare mi-au spus că exercițiul e bine formulat. Că prin cazurile cele particulare, restul e de-aia tot timpul 2. Nu se sezasem eu foarte tare de la început, foarte exact, că așa este. Dar putea să fie restul 4, domnul profesor? Ia să vedem. Ba da. Deci putea să fie multiplu de 4? Putea să fie? Ba da, putea să fie multiplu de 2. Da, putea să fie doar multiplu de 2. Vedeți, domnul profesor? Mi-a prins? Da. La cine facem împărțirea? La ce îți facem împărțirea? La 3. Poate fi restul? Părțile. A, poate să nu mai mai mare decât 4. Nu, decât 3. Deci strict mai mic decât 3. Da? Strict mai mic decât 3. Decât resturile împărțirii sunt 0, 1 și 2. De asta v-am șentit scapcarul ăsta, să vă prind. Nu mai putem comenta. Gata, am înghițit-o, am înghițit-o. De asta trebuie să spunem. Eu dau că voi împărțirea 3, restul nu poate să fie decât 0, 1, 2. Deci să arată repede, nu sunt nici vorba de așa. Nici vorba. Restul 0, 1 și 2, atât. Deci autorul a format bine problema că restul să fie 2. Putea, nu putea să spună... A fi fost tare de care ai spus, spuneți al doilea rest. Al doilea rest? Nu. Spuneți următorul rest. Dar următorul rest nu mai putea. Să spunem mai mare decât 2. Deci și mai mici deci, nici cum. Deci 3, dacă ar fi fost vorba de restul 3, mai merge o dată la împărțire. Că faceți împărțirea, vă amintiți. Da. Nu poate fi restul egal cu împărțitorul. Ci strict mai mic decât împărțitorul. Deci mare atenție, nu sunt în restul de atunci. Da, aici a lecționat din mine. Mama și dar v-a prins foarte bine. V-a prins ce păcat că v-a prins. Mai mult și gata. Să facem fără problemă. Da. Așa. Te rog. Da. L-ai făcut? Păi nu voi. Ai, și în trei final? Da. Bun. Bine. Ok. Hai să facem problemă. Așa. Da. Am vrut să fac niște probleme. Da. Dacă te invit să acordi atenția cuvenită la fiecare exercițiu, chiar de multe ori spune ce putut, dar mică răstați măcar nu mare. Adică la chestiunile astea care parcă sunt ușoare, dacă nu le tratezi cu multă atenție, te dă de pământ de nu te vezi. Și m-am mai spus-o. Și dacă vreți să repet, când am terminat Aura Școade și lasă Olimpiada și așa, și am spus, pentru admitere întoarcem la bază. Cum? Nu știți, nu ați admiterea voi acum. Nu se poate. Nu există. Olimpici, am luat locul 2, în țară. Hai, bine, care deci, aflați... Deci, Samandra și Smaranda. Și Emma, colecționează timbre. S plus E. Timbre, da? Da. Aici e și clar. În fiecare săptămână, Smaranda mai adaugă la colecție câte 15 timbre. Deci, iar un număr X, da? Smaranda. Are un număr X. Și în fiecare săptămână adaug câte 15 timbre. Iar deci, Emma câte 9. Adaugă 15 timbre. Iar Emma are 9. Un număr, nu tot X, Y. Că nu știm câte are ea. Și 9 timbre adaugă. În 31 decembrie, Smaranda
Ana 312 timbre. Iar Ema 408. Deci, ele corecționând așa, în 31 decembrie, Smaranda avea 312 timbre, iar Ema 408. Decembrie are cât? Smaranda are 312. 312. Iar Ema 408. 408. Așa. În 2 septembrie din anul următor, câte timbre vor avea fiecare? Este posibil ca la un moment dat colecția de fetele să aibă același număr de timbre? Sigur că da. Deci, Smaranda. Smaranda și Ema colecționează timbre. În fiecare săptămână, Smaranda mai adaugă la colecție câte 15 timbre, iar Ema câte 9. În 31 decembrie, Smaranda avea 312 timbre, iar Ema 408. În 2 septembrie, din anul următor, câte timbre vor avea fiecare? Este posibil ca la un moment dat colecția fetelor să aibă același număr de timbre? Da, să vedem cum gândim problema. Deci, startul este 31 decembrie 31 decembrie anul ăsta și pe noi ne interesează anul următor, parcă, nu? Da, ne interesează în 2 septembrie, în anul următor. Câte timp va avea fiecare? Și mai întreabă dacă este posibil ca la un moment dat colecțiile fetelor să aibă același număr de timbre. Vreau idei. Putem să spunem că o lună are câte săptămâni? Are... Deci în fiecare zi ne mai adaugau câte nu? Nu, în fiecare săptămână. Fiecare săptămână, sigur. Și mă gândesc, deci o lună are 4 săptămâni? 4 săptămâni și câteva zile. Și 2-3 zile. Păi da, da, ele spun o săptămână, deci practic 2-3 zile din cealaltă săptămână se adaugă la celelalte, deci mai fi o săptămână. Deci, noi o să avem un an, de exemplu. Noi avem 12 săptămâni. Și 12 luni. 12 luni. Și fiecare lună are 4 săptămâni și o să fie 12 ori 4, 48. Dar în aceste 12 luni mai sunt surprusurile care au rămas din fiecare zi. Care mai dau încă 2 sau 3 săptămâni sau mai multe. Dar vedeți ce idee. Eu m-am gândit că aici spune că pe săptămână una face 15 și una face 9. Mă gândesc că e 31 decembrie. Din 31 scad câte săptămâni ar fi până pe 2 septembrie. Deoarece ar fi doar în 2 septembrie. Deoarece ori dori să văd câte timp au strâns până pe 2 septembrie. Așa. Atunci tu vrei să mergi... Înapoi până pe 2 septembrie și să aflu câte timbre au avut. Da. Că îți pot să fac încă o dată să dublez și să-mi dea numărul. Ce ne trebuie nouă ca să fie foarte limpede? De pe 31 decembrie până pe 2 septembrie, câte săptămâni sunt? De pe 1 mare. De pe 31 decembrie, deci de pe 1 mare până pe 2 septembrie, câte săptămâni sunt? Adică, stați 25 decembrie.
Mergem și luăm ușor, ușor înapoi. Un an, câte? 12 luni. Dar câte zile avem? 365-366. Bun, da. 365 sau 366. Și noi trebuie să... Și acum, ne gândim așa, 365, hai să luăm varianta 365. De zile, da? A să vedem câte săptămâni ar însemna în 365. Ce facem ca să vedem numărul de săptămâni? Știi că avem 365 de zile. Eu am 12 luni, fiecare lună are... Ai zis păcăreală, ți-am zis. E păcăreală că 7 zile înseamnă o săptămână. Păi da, și, da, dar fiecare lună mai are câteva zile în plus, care se acumulează de la una la alta. Să mai face o săptămână. De ce munceți voi acolo de mult? Ai zis 365? Am înțeles 365. Da, azi. Am înțeles mai la 15. Da, bine, 7 zile. O săptămână la 7 zile. Și îi împărțit la 7. Deci avem numărul de săptămâni are anului. Nu am vrezi. Numărul de săptămâni are anului. Numărul lor ne interesează și până nu lucrăm noi să vedem ce vrem. Dar până suntem sigur că are 7 zile, măi copii. 365 împărțit la 7. Da, 365 împărțit la 7 este egal cu, acolo să fie 5, te curești. 18, 35, da? 9, 15, păi te curești. Dar mai există o lună în care are 366. Nu pe de acolo. Hai să vedem așa. Câte săptămâni sunt, da? Deci cât aici? O să fie, deci sunt 52 de săptămâni. Și o zi. Zi, o zi. Și o zi. Și o zi. Dar ziceți asta. Deci o să fie 52 de săptămâni și o zi. Și în acestea 52 de săptămâni. Tot anul are 52 de săptămâni. Da. Deci nouă ne trebuie numai pe o perioadă. Hai să vedem înapoi acum. De pe 1 până pe 2 septembrie. Așa. Să facem de pe 1 ianuarie până pe 1 septembrie, ca să vă fie mai ușor. Așa are o lună diferență de ianuarie. Păi câte luni sunt de la ianuarie până în septembrie? Câte luni sunt? Septembrie. Ia cât am luni în septembrie? Septembrie. Hai să vedem, ianuarie e prima lună anului. Următoarea lună care? Februarie, martie, mai, iunie, iulie, august, septembrie. Și mai nu ne interesează. Pe mai septembrie nu te interesează că pe 2 septembrie. Bun, pe septembrie nu luăm în calcul. Era la aici de septembrie anul viitor. Păi tocmai, dar de ianuarie suntem anul viitor. Așa, deci să fie... Câte luni? Ianuarie, februarie, martie, 8 luni. O să fie 8 luni și 8 da. 8 luni, bun. Și acum? Și acum. Ca să vedem câte zile înseamnă 8 luni. 8-7. Cum 8-7, da, zile. Hai să ne amintim. Ianuarie are 31 de zile. Da? Nu știu dacă are 31. Da! Tot nouă. Uite, David, ați uitat? Ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august. Deci 31, și astea 31. Ianuarie. 20 pentru februarie. 28 am luat, am luat mai puțin. 28. Am luat mai puțin, David. Exact. Iarăși, David, martie, 31. 31. Ia uitați. Aprilie, 30. 31. 31, mai. 30. 31 iunie. 31 iulie. 31 august. Da? Astea sunt toate zilele pe care le adunăm. Să vedem cât de obținem total. Hai, vă rog. Facem adunare. Am 10, 10 13. 8 plus 2, 10, 13. Deci 13, da? Da, da. 13. Țin minte 1. 1. 3. Câte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 3, 8, 7, 2. 7, că 1, 2. Păi, 3, 8, 8, 8, 3, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 3, 8, 24, nu? Mi-e sigur. Bun, 3, 8, 7, 21, 2, 23. 23 și cu 1 ăla?
24. Aha. 243 de zile. De zile. Până pe... Până pe 31. Până pe 31 august. Mai avem și 1 septembrie și 2 septembrie. Și facem încă 2 zile. Fac 245 zile. 245 împărțim la... 245 împărțim la 7. 245 împărțim la 7. Egal cu... 245. 3, 7, 21. 35. 5. 35 săptămâni. Oh, până pe 2 septembrie. Deci nu degeaba autorul s-a dus până pe 2 septembrie, ca să facă împărțirea exactă. Exact, da. Bravo autorului. 35 de săptămâni. Păi, deci, noi sunt 35 de săptămâni. Și ele până atunci colecționează fiecare. Ba, știm. 15 și 9 timbre pe săptămâni. Dacă 35 de săptămâni să facem 35 ori 15, ca să vedem câte timbre face Smaranda. Și 35 ori 9, să vedem câte timbre face Emma. Care mai colecționează. Da. Deci zicem, pentru Smaranda, 35 ori 15, egal 5 ori 25. Haideți copii, mulțime repede. 5 ori 5, 25. Ei, dăm un calculator. 5 și cu 2, 17, 5, 3, 525. Face 525 timbre. Marat. Pentru Smaranda. Pentru Emma facem cât? 35? Hai. 35. Pentru Emma este egal cu 35 ori 9 și Emma este egală cu 17 ori 4. 315 timbre. Da? Da. 315 timbre pentru Emma. Și am aflat acum câte timbre o să aibă fiecare pe data de 2 septembrie. Dacă ele la 31 decembrie aveau. Ele aveau deja 312. Păi și cum e mai are mai puțin de ștata? Păi așa s-a întâmplat. Atât avea. Atât avea, 312. Asta avea mai multe. Și asta avea 48. Ei, da, păi noi avem foarte cum mai multe și cum avem. Așa asta are 25 toate. Domnul profesor și mai întreabă. Stai puțin să vedem câte întâi. Deci, hai să vedem, deci pentru Smaranda. Smaranda, 312. 312. Care le avea în decembrie. Plus, care le-a colecționat 525. Legal cu, câte are pe doi? 837. 837 are la 2 septembrie. Da. Și Emma? Emma. 408. 408 plus 315. Au aceeași sumă. Nu. Ești vorba. 3, 2, 7. 723. Nu cred. Păi nu cred. Credeam că era mai mare. Da, stai puțin, că întrebarea nu e asta. Întrebarea este posibil că la un moment dat colecțiile fetelor să aibă același număr de timbre? Întrebare. De ce este posibil ca la un moment dat? Fiindcă asta are mai multe din start, dar colectează mai puține. Da, și cealaltă are mai puține din start, dar colectează mai multe. Multe. La un moment dat, este posibil să fie galant. Întrebarea asta rămâne. E da, să fie galant, pentru că văd cum depășește. Asta care avea mai puține, o depășește, dar nu știi și ce era firesc să o depășească, că avea mai multe părteți, colecționează mai multe. Cum să faci? Asta e întrebarea. Ce înseamnă la un moment dat? După un anumit număr de săptămâni. Eu nu știu după câte săptămâni spate întâmplă asta. După X săptămâni. Păi, haideți să vedem care este diferența. Adică, una colecționează atâtea și una colecționează atâtea.
Să vedem diferența dintre timbre. Da, diferența dintre timbrele care le-au colecționat, să vedem și diferența între ele. 15 minus 9? Nu știu ce minus 9. 837 minus 723 și 312 minus 4, și 408 minus 312. Pentru că așa văd și cu câte are smaranda mai mult decât Ema și cu câte ar putea să aibă Ema mai mult decât smaranda. Da. Și așa, deci, și după ce facem asta o să aflu și cât are Ema mai mult și cât are smaranda mai mult. Și putem să le... Păi ai încercat o zonă, te duci în culoar, simți că nu... Ceva nu merge. Da. Atunci, hai să facem pasul înapoi, să gândim altfel. Ce înseamnă că au același număr la un moment dat? Păi, adică un moment dat... Cât aveau înainte pe smaranda să luăm? 312 plus 15 ori un X. X am înțeles numărul de săptămâni. A, și 15X trebuie să fie egal cu 9Y. Bun, egal cu 408 plus 9, tot X. Tot X, că e același număr. Asta că e același număr care e. Săptămâni. Și scrie egalitatea. Noi trebuie să găsim un număr care e. Deci, notăm cu X. Așa, notăm cu X. Cu X numărul de săptămâni. Dar noi știm, vii trebuie și de acum. Nu ne ajută? Nu. Notăm X numărul de săptămâni, după care, după, sau numărul de X, notăm X numărul de săptămâni, care se însemne momentul egalității, da? Care se însemne egalitatea numărului de timbre. Corect. Noi notăm cu X numărul de săptămâni, care să ducă la egalitatea numărului de timbre. Și atunci, pentru smaranda, deci număr smaranda ar fi egal cu cât o deputatia cu 312 plus 15 ori X ar veni numărul de timbre pe care l-a dat la un moment dat, după cele X săptămâni. Da. Iar numărul de timbre pentru Ema va fi 408 plus 9X, același număr de săptămâni trecută, da? Și se cere ca numărul de timbre al smaranda să fie egal cu numărul de timbre al Ema. Deci o să rezolve... Deci, numărul de timbre al smaranda egal cu numărul de timbre al lui Ema. Dacă și numai dacă, are loc egalitatea asta. Adică 312 plus 15X e egal cu 408 plus 9X. Domn profesor, păi acum noi ar putea să ducem de lângă X pe o parte și ceilalți... Aflăm pe X, mamă! Da, să aflăm pe X. Mai am ușor să spunem că 15X... Scădem 9X din antimetric, cum spunem noi, da? Scădem 9X din antimetric, atunci echivalent. 15X minus 9X face... 6X. Este egal cu 408 minus 312. Și scădem și 312 în antimetric, da? Da. De aici înseamnă că 6x este egală cu 96. Și x să fie egal cu 16. 6, 9, o dată, 3, 6, 6. După câte săptămâni vor fi, cine e x-ul? După 16 săptămâni, el ne-a același număr de timp. Extraordinar, ce frumos ne-a spus. Ce clar! Deci, ce am vrut eu să vă indic din nou? Adică noi ne-am dat decât am spus 15 săptămâni. Adică nu mă zice Fendrick. Nu, dar puțin, nu am este ca lucrurile Davide.
Deci pe parcursul perioadelor 1 ianuarie până la 2 septembrie, adică 35 săptămâni alea, cele 35 săptămâni, se întâmplă ca... În săptămâna 16-a? În 16-a, numărul de timp regi. Era egal. Ale lui Ismael așa, să fie același număr în timp regi. Deci numărul este același. Nu mai poate că, cu toate că e din start au plecat cu mai puține smarani, da? Da. Și mai multe. Dar datorită faptul că făceau o acumulare mai bună, adunam mai multe, câte 15, 15. O ajunge din urmă, pe asta mai câte 9. O ajunge. Și unde ajunge? Săptămâna a 16-a. Da. Din cele 35 de săptămâni. În săptămâna a 16-a ei au număr egal, în rest au număr diferit. Până săptămâna a 16-a, cine avea mai multe? Până săptămâna a 16-a? Mai mult avea... Cine? Eu, aia, poate Emma. Așa. Și după săptămâna, din săptămâna 17-a, cine avea mai multe? De la 17-a? Smaranda. Smaranda, ce vreau. Că e egal, nu mai e săptămâna 16-a. Și ele... Și acum vine în, intră în discuție de unde vine egalitatea asta. Pentru că diferența pe lună este, de pe săptămână este în 15 minus 9, 6 timbre. Deci are un câștig de 6 timbre lunar. Deci în a 16-a săptămână, ea acumulează câte 6, câte 6, câte 6 în plus. Și asta o duce să ajungă la 837 față de 723. Exact. Dacă scădem, că tu vrei un joc de ăsta, să scădem de 723 pe 837, da? Din 837 pe 723, îți dădea surplusă și dacă împărțeam la 6, vedeam numărul de săptămâni când a început ea să acumuleze. În plus, față de cealaltă. Dar nu aveam jocul perfect acolo, da? Deci, de aceea, modul de a raționa, ăsta este clar. Deci, numărul este 312 ori plus 15 ori x ori de săptămâni, dincolo 4 de ori plus 9 ori x, egalitate 3? Da, egalitate. Asta îl primești, x-ul e egal cu 16 și asta. Dar profesor, acum vă dau o problemă mai ușorică. Bine, nu vrei. Eu trebuie să fac față. Că... nu știu. Mai ușor ca asta. Eu știu. Sper. A, tu sper. Dar nu știi de cât e dificil. Așa, la prima vedere, cât de cât, pare ușor, dar nu știu cum să încerc.